Salutare, fraților, și bine v-am regăsit la un nou episod. La căsuța lui domnul Turcea. La căsuța din sat, la căsuța lui Cornea, la căsuța lui Tiber, la căsuța lui domnul Turcea și la căsuța din pădurii. Toate trei. Azi e duminică. Că ne-am dus și am cumpărat și noi un rezervor. L-am băgat în mașină, l-am instalat tot. Am venit aici la domnul Turcea și ne-a pus o șmecherie acolo la ieșire, la bușor. Să băgăm un furtun și să ne ducem la audat și să o oferim, să domnul Turcea să meargă și să ne ajute. Dar eu am stat cu stres, am zis că poate nu ud asta, frate, eram stai să mă duc singur sigur. Da, nu, că am văzut și comentarii acolo și Nu, acum o să mergem cu amândouă mașinile. Cu mașina lui domnul Turcea și cu Mitsubishi-le. Și eu merg cu asta. Ia și tu, gata. Și tu cu asta la altă? Da. Asta-i pentru oameni, săraca S-ar putea să vă fac pe amândoi cu asta. Cred. Și am făcut așa Gigi-a nouă, tătă frumoasă, că nu mă pot dispărți de ea. Da. Are vreo 30, e prima iubire. 350.000 de kilometri, dar nu mă lăs de ea. O să fac o prezentare la 2009-2020. Da. Da, ar merge. La Toyota Hilux. Da. Să spuneți opinia, care vi se pare mai bună? Păi scuze, am vreo 25.000 km aproape și pot, acum pot să spun ceva pertinent, să zic așa. Da. Cu cunoștință de cauză. Hai să mergem, că sunt brazi. Susucă, hai. Hai. Hop. Uite, o grada omul. Gata, te-au făcut. Cine? În Turcia? Da. Hai să nu mă aștept. Hai, te așteaptă. Ești mare. Te așteaptă. Mergem la treabă, bă. Ia, îl ajungi? Hai, domnule, doar nu facem întreșeri. Care pe care ajungi? Ce vor de s-o dus să... Ajung acolo, stai liniștit. Hai de luțe! Mari! O, gata, l-ai ajuns. L-ai ajuns. Gata, l-ai ajuns. Băi, l-ai zis că avea și bănii legam de spate. Nu știu, nu ne vedea. Trebuie să desene animate. Noi am venit aici la plantația lui domnul Turcea, a luat un furtun. Tiberi s-a dus să bea niște apă de acolo, de la fântână. Ia. Hai, Logani, vine cu așa. Lugarule! Te-și fac poze! La poză! Faceți poză, faceți poză! Ce ai făcut? Ai făcut poză? Ha? Ai făcut poză? Am făcut poză, domnule! Ești pozar? Ești pozar! Puriți centura! Ești poznaș! Pozonaș. Pune-ți centura și nu mai vorbi prost. Aba! Păi trebuia să-mi fac ulea cu frinza. Ei, lasă, nu mai sta cu frinza. Salut! Salut! Salut, salut! Prima aici, nu? La pod? Da, la pod, ca să cărcăm... O lăsa aici pe pod și are ceva. O, uite așa. Prima. Up. Așa. Este destul apă. Dau și limpede. Furtunul, Cornile. Furtunul ăla sta mare sau ăsta mic? Ăsta, nu? Deci nu zgări. Așa.
Sculotoșește-l. Acum dacă mă ajut aici ca să putem să le înșurubăm. Deci dau totuși asta jos, nu dacă tot este. Dacă reușim să ne filietăm, deci ăla e bun, dacă nu, să-i mutăm în mufa asta. Rândul trecut când ne-ați dat pompa asta, ne-a închinuit. Aha, și ori. Și, da. Și n-am reușit să o amorsăm. Dar la ea n-am avut-o, n-am scos cu ea. Ia să văd. Să nu zici că e gata. E gata. Nu cred. E prea repede. E, dar dacă ies o leacă de apă pe lac pe lângă... Nu, e vorba, că aici trage aer. Și nu s-ar amorsează. Nu, că asta ar trebui să amorseze fără să-i pui apă. Îi pui totuși în pompă, că ea ar trebui într-un minut să-și tragă să se amorseze. Cornel, bagă-i și ala furtunda și ala trebuie întins, că dacă lăsăm așa, ne sari în cap tot. Să-i bagă cu și o leacă de apă aici. Ia-și cu tu. Așa. Și trebuie disrăsușit tot. De să răsus și macu. E bun? Mai dau? Aleu! 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 Auzi, n-ai cameră! Păi dai, 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 eu m-am dus! N-ai cameră pe marjalier? N-am! Dar noroc când m-am dus în parcel alt. Vă leu, dar și m-am pălit, m-am scris la tăt. Doamne, maica domnul. Să-l bag aici. Gata. Fai de mine, dar și m-am pălit. Ia vezi, m-am scris la trop spate. Ia uite-o leac. Eu cred că ai niște un băie. S-a dus. Dar tu te uitai la mine? Ia uite-o leac. Nu, pe ei și aici la... Văleu! M-am scris la rău aici? Da. Ha? Și pantaloni s-au rupt. Serios? Leac, e roșu. Aleu. La noua de iar, da? Tu leac așa, zi-am, dacă reușim să facem ceva, noi sau nu? Ia. Noi facem drușuri. Ia te pleci. Ia să vedem acolo. De că bag. Sau nu? Du-și ține-l acolo, nu? Țapă, nu să te iei! Ia! Dar nu poate, ai cum ai bagă înăuntru! Bă, tu știi și greu-i! Doamne, maica domnului! Bă, și pe aici! Bă, nu știi pe aici! Lasă curg casă, că îi trebuie clătit! Trebuie clătit! Da! Hei, curtul lua de-arul trebuie. Dar cum se vede curcubeu, ia? Da, are curcubeu, bă. Da, și faci, se vede și urmă, ia. Ia, ia, ia și faci cu tine. Băi! Băi, de unde, băi! Ești, te-l... Băi, oprește-i! Oprește-i!
Să oprească de acolo. Așa. Hai că merge. Gata, bagă și ala, vreau să, ca să-l plătim, băi, n-auzi tu, că totuși dacă a fost var, mai bine așa ca să-l plătim. Nu-i toxic varul, e bun, e dezinfectant, dar varul se pune sunt în asta de unul l-a luat, da, primerul, e murdar de var rezervorul ăsta și am zis că să-l plătim întâi și pe urmă. Tot strangulat? Da. Ia, ia, poate urte acolo sus? Ia. Ha. Așa. Ei, și cât se umpli ăla? Auzi că ți umpli ăla, mergi ca să plătești pe șeala, știi? Dar tragi o leacă mai încolo și te dai într-o pantă, știi, ca să curgă tot din el. Așa. E mai bine așa să fim noi siguri. Eu știu. Poate nu lui priește la brăduț. Varul ăsta. Așa, lasă-l. Așa, bravo. Lasă așa, ca să-i dai drumul, știi, să scurgă tot din el. Nu dus-o leacă la vale. Așa, și iese tot din el, știi? Aha. Era bun dacă aveai și o mătură ceva, bagai. Dar n-am dat cu jetul. A, n-am și stop. Dat cu jetul de cu osărit. A, bun. Așa. Merge, nu? Da, o să încerc. Ce s-a întâmplat acolo? Lungani, nu mai poți acum de gimnastică. Ia. Se rupi. Se rupi noada, noada iar și și asta e lat. Aha. Ia. Hai gat. Să și ne abuși. Vai de capul meu. Vai, tu știi presiunea are? Nu mai puteam să-l țin. Dar îmi dau seama. Serios? Fugi, fugi, fugi. Vrea să ne udi. Gata! Acum accelerează! Da, accelerează! Ha! 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 Ce ai făcut? Ce-ai făcut, ai? Accelerați-o! Merge? Te-ai comilti, băi! Și ve. Și ve. Da, lasă, nu vin. Tu te dai, da, jos. Da, tu.
Ia, ha, 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 ce ni-ți faci? Gata, scoate-le, vă. Scoate-l de acolo. Scoate-l. E gata. Da. Da. Gata, s-a umplut. Vai de mine. M-am făcut varză. A, ca un rezervor e umplut. Hop. Hop. Dar rupe șufița așa care o avem noi și parcă văd că se duce butoiul la vale. L-o să duci. Dă buseala? L-o să duci și stai liniștit. Cine? Nu știu nimeni. Cine? Așa e lasă. Țări, bă. Da, în sus oricum nu se duce. Merge Tiberiu? A? Merge? Normal. A, cu șal. Deci, pe din gata, ai plin. Oare? După un minut. Nu, ia, 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 mai curge. Mai este? Într-un minut e gata. 200 de litri băi merge. Da? Cred că 200. Aici e 209. Da. Ha? Nu umpleam noi o tonă la găleat. Vai de... Sau 4 toni. S-a oprit? Singure? Ia. 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 Rateuri, gata. Gata, lasă-l așa. Nu sucă până vinem înapoi. Da, nu sucă, oprim toleacă din apă. Da. Ei, da. Nu, nu, nu. E de la... Gata, mergem? Mergem. Hai să mergem. Eu citeați în țară. Nu, no, au prins olea că de apă. De asta oare? Da. Dar și era cheu de din. Păi și bubuie? Tot nu. Parcă era carbit. E și bea acolo. Cafea, domnule. Oare nu se pierde? Ce se... Dacă îl pierdem. Dar ai închis capacul? Capacul l-am închis, domnule, dar sus. E faza să nu se... Când urcăm la deal. Uite, la domnul Turcea se închide, la noi nu. La noi nu se închide. Și ce-i de făcut? Ăsta nu se închide la... Și ce-i de făcut? Păi nu știu, de noi când urcăm la deal, dacă... Dacă se rupe piața și am încurcat, o să pierdem tot. Oare? Dar serios, pe cum? Nu știu crezi că ține ața și... Se duce și jos, nu știu. Hai, bine, ia. Mergi încetul. Așa, în șetul. Și frică să merg, tu știi? Ia, fazanul. Da, ui. Ia-uzi, ia-uzi și părâi. Păi lasă că nu părâi. E greu, e o tonă. E o tonă. De apă acolo. Am depășit gabaritul, nu? Păi, nu ai depășit și gabaritul, da, o leacă. Cât 200? 200 de toni. Ia să vedem ce zice domnul Turcea. Păi moale, du-te mai încolo. Păi moale pe aici. Rămânem aici, mai încolo, odisei, aici. Nu rămân eu. El nu rămâne. Intru pe el aici. El nu, mașina, da. Ia. Da. Ia. Ia să vedem. Iut. Ia, ia, ia. Faide. O trecut.
O trecut el. Văleu. Nu. Nu vă bagați aici. Nu, nu merge. E, așa da, pe acolo. Oh, ce l-am tot ridicat pe de acolo. Hei, cu doi bujori facem treabă. Bujori, ce frumos merge. Ușor, ușor, la relanti. Facem și... facem și, cum se cheamă? Gimnastică? Da, păi merg o leacă. Pe lângă. Ce vorbește? Și noi n-avem bujor? Făceam noi fără bujorelul ăsta. Valeu! Ia! Hai bujor! Hei bujor la deal! Hei la deal bujor! Hai să uite acolo. Așa. Hop! Poate vine ăsta butoiul peste mine și mă omoară. Lasă ușor! Oh, hop, ușor! Oh! Oh, la tata, ho! Oho! Lasă ușor! Lasă ușor! Lasă ușor! Da, cam ajuns. Hop! Hop! Ce frumusăț aici! Da, ce zice? Ce frumusăț aici! Uite aici să facem noi ceva sus aici. Ha? Observator atunci. Da, un observator. Căsuța din copac s-o aduci pe aici sus. Hop! Atât! Hop! Atât! Hop! 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 Hai că mergi! Valeu! Ce-ai făcut? O ajuns cârligul pe pământ! Dă-i!
O ajuns în spate pe cârligul. Eu ce-ai făcut? Tu ce ai făcut? Așa a făcut. Oh! Bă, bravo, frumos! Nu mă așteptam să arăt așa de frumos. Bravo, frumos, îmi place. Îți drept? Hai, lasă drept, că se îndreaptă ei, ca ortostatismul ăsta, cum se cheamă, fototropismul lor, să stau drept, să ridică, să dreaptă, să nu știu mai ce. Problema este că eu n-am creatul voi ca să-i plantați. Și? Stă și... Opinia publică, mă. Opinia publică? Da, da. Nu trebuie să ne luăm pe opinia publică. A, lasă că e bun așa să mai dați câte o palmă. Da, pe de acum. Așa. Da, frumos, da și frumos arată. Și partea da și frumos arată. Dar știi ce trebuie să facem? Trebuie să o luăm de la vale la deal. Ca să oare. Ca să fie presiunea în rezervor și mergem frumos la da, deal. Șet, șet, șet. Da, șet, șet, șet. Șet, cu întâia, cu a doua, cu a treia, cu a cincea. Da. Da și frumos. Cu a zecea. Aici o să fie un paradis. Da. Ia, s-aud prigorile. S-aud prigorile. Și nici cineva acolo. Da. E cineva la căsă din pădurii? Da. Care mănâncă 150 de albini într-o zi. Ce fac? Mănâncă, da, prigorii, da. Astă toamnă, tot v-au acuzat, că din cauza mea, nu, domne. La noi în zona aici, este acolo unii jântoșini așa, își fac sute de cuiburi, prigorii. Dincolo la Negritești, în partea ce e, sute de, și e o crotită, frate. Cu ce ajută la ecosistemul ăsta, nu știu. Da, dacă asta e legea, asta este. Sunt ocrotitii? Da, sunt ocrotitii de lege, pasări ocrotite. E frumoasă, nu poți să zici că nu, dar nu știu ce beneficii aduce, că aduce pagubii. Dacă au intrat într-o stupină și au prins asta, deci decimează, 150 de albini mănâncă o prigoarie într-o zi. Și din cauza asta au murit și stupul nostru? Dacă a venit aici și așa, a stat 3 zile, 4 zile, un stol de cealaltă de 200 de prigoare, înmulțăște ori 150, însă o dată câte mii, în 5 zile distruge tot, frate, o stupină întreagă tot distruge. Peste tot a fost plâns și la mine dincolo, o decimat, o depopulat, o omorât, și ori ce-s. Cele mai periculoase, prigorii. E că nu știa că... Da, când o să treceți prin șutbăgin acolo, să vedeți câte cuiburi s-au făcut din pământ. Da, că-s frumoase, nu poți să zici că nu, cântă frumos, să le vedeți deasupra cum s-au. Dar am impresia că a venit că am auzit ceva zgomot. Da, prigorii... Bă, cred că e cineva la căsă din păduri. Posibil că s-au audit la ceva. Da, e... Nu, 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 dar s-au auzit niște copchii. Băi, copchii acolo s-au auzit de la mașina și ei. Ah, aha. Da, asta așa ne-au auzit pe noi. Ah, de asta, da. Trecem la treabă, dar mergem din vale, nu? Da. Mergem din vale. Nu, dar era bun de la deal, nu? Să și luat. Nu, hai să lăsăm acum, dăm ca să dăm în colo și utăm. Și da, când întoarcem, da, luăm din partea da, asta. Da. Așa ia furtunul de aici, așa bagă acolo. Dar acolo și-a pintrit salcâm, n-ai pus? N-am pus, domnule, cum dacă salcâm și e? Am pus până acolo. Trebuie defrișat întâi și după aceea ai pus. Ia uite. Ia uite. Ia. Să golească pe ea că are piel de asta, cum să zice, calcar și. Da, cum s-o depus, alge. Da. Hai, s-o fundat acolo, cred că iau. Da, s-o fundat la el.
Nu, cred că trebuie scoți acolo și suflat alea când el s-a făcut. Nu, câte bine. Hai, cred că drumul. Aha. Rădie, rădie brădus, mă. Ce zici el acum? Aha. Am apă. Mă veni băieță, avem apă. Băi, o veni bine aici? Da, cum? Perfect. Da, trebuie strâns, parcă curge. Ai puțin? Da. Dar tot nasul curge pe atât. Merge? Ia să meargă, nu scoate. Acolo nu prea merge la el. Băi, au văzut bine, curtul nu. Da, curtul nu merge de asta, nu. Râd acum, nu? Vai de mine, și râd. 4-5 litri, o dată pe săptămână, 10 litri. Vezi, acum trebuie să mai dau așa numai la deal. Da. Cât ține-o de el de asta? Da, numai ca strigi la mine când, da, 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 da. Când o ajung aici, dacă mai pot porni de aici. Da. Merge, băi! Dați, 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 dați. Sus, 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 sus. Hop! Hop! A, șmecherie. A. Au ce frumos, ia. Par laser, domnule, parcă ați dat cu laser aici. Da? Îți drept? Merge, Tiberiu! Bravo, ta! Ia să-l vedem. Răbdă-i că de aici trebuie să verific. Din cauza presiunii. Cred că. Da, câte să-l verific, să vă calibrează. E bun că are și o leacă de gaură. Păi da, ca să stea apa acolo. Să stea apa aici. Când mai plouă ceva, să adună aici. Da, 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 da. Cred că ne descurcăm cu două rezervoare. Da, păi da, un 5 litri de apă, da. Acum, în prima fază, eu zic că e suficient. Că da. Punctul în care ravineala are umiditate. Dacă nu, mai aducem. Dacă mai vrea să mai pornească pompa, la câtă apă o luat. Opa, ai, da, ăștia și facem noi cu astea doi. Trebuie să-i udăm, mai dă o dată în față. O leacă, mai trebuie dat. Mai dă o leacă în față. Nu-i lăsa-mă. Uite că merge și la tine. Merge, merge. Hai să-i facem și pe ăștia doi. Și gata. Partea asta aici, trebuie să ne întoarcem, mergem la deal. Aici, aici n-am mai pus pentru că aici vrem să facem drumul. Pe marginea asta. Aici a fost marginea probabil gardului. Da, aici e marginea gardului, că aici a fost cu canton. Aha, aha. E, și noi până aici avem, până să altăm niște. Înainte lucrați voi, că aveți cu și, aveți da. Dorință, aveți putință, și da. La treabă să avem. Ia uitați cum se vede, se văd. Hai, Doamne, da și frumos se vede. Hai, deja îmi imaginez, dar gata, nu mai tac drumul. Imaginez. A, uite acolo ce jet are la Tiberiu, ia. Da, acum ține o leacă de, de pistolul ăsta și trebuie să mergem pe partea asta pe aici ca să-i udăm pe cea până la colț. Stai să pun ăsta sus ca să nu-l scot eu să dau un manșalier, să dau o față da, ca da. Să nu fie probleme. Și mergem pe partea aceea de acolo. Uite așa am udat. Uite, era bun să se adus pompa și scoteam și din fântăra asta apă dacă era. Se lulea așa? Aici nu știu dacă e adâncă și s-ar putea să nu se amorțează pompa. Oare? De pompă de alaltă, de alaltă care am eu pentru presiuni de la cu H-ul mare. Aha. Ia să văd eu unul mă întorc. Da, după ce în partea să întorc aici. Merge, băi!
Un pic mai înapoi. Nu cred că ajunge până aici. Că de aici. De aici. Să-i o leacă de purșură. Să-i o leacă, eu trag eu înapoi. Trag, ha, ușor ea. Hop! Avea să te veni aici de casă. Da, cum? Uite, asta am făcut apă, multă apă, ia. Vii, măi, răvinea la aici. De-aș la apușit, până mâine o jumătate de metru, cred că, cred. Oare? Da, cum? Frumos o să crească brăduții ăștia aici. Da, o frumusețe, o splendoare o să fie. Eu zic, dacă mi-e aia, să-i curăț sau să-i tai de tot? De tot. Da, păi dacă zbeliți de capri, nu cred eu că mai iau viața ăștia. Oare? Nu. E, lăsați-mă, dar nu, ăștia trebuie că e tăi de aici, știți cum e. Că zbeliți tăi tot ce acolo. Sus da. Casă, usul cât ai să vedeți, la vară sus casă. Da. Merge treaba, Tiberiu? Da? Cum merge? Cam 3-4 litri de apă merge la urmă. Încă mai e, încă are apă. Da, da. Răsul când am dat aici era umed. Da, până acolo, până unde, până acolo o dat. Vai, stai, dau mai mult, e mic. E mic să crească. Și tu dacă ești mare, de ce mănânci mult să bea apă cu papă mult? Așa eu. Ar trebui eu să-mi beau mai mult să mănânc mai mult. Dar cred că ne ajunge două de este. Da, ne ajunge. Da. Mă, că nu trage, vezi? Aha. Păi încă totuși îi ud pământul. Treaba așa tot să faci, domnule. Tot să faci treaba așa. Când ai cuși, când ai unelte și când ai prieteni. Ha, hai, mai ales prieteni. Păi da, că altfel. Ia că curge apa pe jos, ia. Merge ușor. Merge ușor, merge frumos. Uite un urmă, mai verzi brază, ia. Păi da. Ia vă că e cineva acolo la căsuță, să uite la noi. Niște copii. Ia mă-i copii. Bani, m-au dat. Da, copacul știe că e duminică, că e sărbătoare. Pa, asta ziceam și eu. Nu-i păcat asta. Că dacă nu-l dăm, se usucă. Se usucă. Și-i păcat, nu? Mergi, Cornel. Mergi cam 4 litri, 4. 3-4 litri la brăduț. Cam așa, a? Da. Păi bun, de cât de loc? 2-3 să-l iară îi udăm. Da? Păi trebuie să-i udăm de acu. Cred că vreo luni de zile, în continuu. Dar nu-i mica. Păi da. Cât îi dăm cu atâta cei mereu. Dar e o frumusețe aici. E o frumusețe pe dealul ăsta. Doamne. Ia cel mai mult știi unde-mi place? Acolo la fântână. Și aici în capătul, în capătul pădurii, sus. Da, e o priveliște așa, că vezi tot de sus. Ia și jetari, domnul Turcea. Hai. Stare-mi pistol aici. Păi da. Are presiune de aici la rezervor. Să furtul lui gros. Cred că trebuie să dai și tu mai înainte. Dau, 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 imediat dau. Apropii cu atâta scade presiunea. Ia uite-l pe Cornel. Îl văd aici în oglindă. Ia uite. Pac, 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 pac. Știu că trebuie să opresc. Hai să să-l trag cu furtunul după mine. Cred că am să o lăs aici deocamdată, că urmează dâmbul ăsta la deal și nu vreau să o lăs chiar în dâmb, că după aia nici să nu se rupă ațele cele acolo și după aceea eu încurc. Ha?
Dau, dau, dai dâmbul ăsta și am zis că să nu o lăs exact pe dâmb, știi? Ha? Păi da, păi dacă... Să vii mai la deal, după aia o trag chiar acolo, așa, sus. E bun să ai furtunul lung. Mâinii avem treabă cu asta. Cu și? Cu grădina. Da, poți... Cu puiectul care i-avem să-i punem acasă. O zis Daniel că vine, sper să țin de promisiuni. Să vină cu motocultorul ca să... Tu știi cum faci acolo? Făină. Cerușă. Păi, serios? Păi da. Cel mai drag. Ia uite ce frumos. Da, da. Acum. Deci acum ești tu satat. Păi, în ce cadre cu tine? Cred că cam un două rezervoare de este, terminăm de odată. Da, păi dacă, da, cel puțin la fiecare e suficient, pământul este imbibat cu apă acum. Două tone. Dau la deal? Dau la deal. Oricând e mai goală, rezervorul ăsta când e mai gol, face mai mult balans. Și e mai periculos. A? Are presiune acum? Ai, ai. Treaba e bună. Mai este o leacă și ajungem în deal. Sunt foarte bucuros, dar chiar foarte bucuros că am reușit să-i udăm. Că îi trebuia apă săracilor. Acum ați fericiți, mai fericiți ca mine când prindeți mâncare. Ia uite, ce frumos. Mai mare dragul, domnule, când vezi soarele frumos ca punii, verdeață. Păi așa o stare de asta, îți dă o stare de asta de bine, o stare de euforie, să zic euforie, nu știu dacă zic corect, folosesc cuvântul corect, dar îți dă o stare frumoasă. Din plinire sufletească, așa, verde, frumos, natură, iarbă, copaci, braz. O frumusețe, domne. Abia aștept să îi văd cum cresc sub ochii noștri. Hup, mă duc mai la deal. Perfect. Facem părții de schi. Da. A, pe la căderea care îi? Păi, și... Bulini, și vorbesc. Un bob, un fost de schi de bob. Nu mai ai presiuni? Hai că dau acu. Am stricat? Nu, e tare ceva prin ea. Aha, ia uite. Aici îmi place nici cel mai mult. Zona asta de aici. Și pădurea e frumoasă. Când am verzut copaci acuși aici. Și eu... O frumusețe, domnule, o frumusețe. Ia uite, am rămas cu cărligul. Dacă m-am bagat pe dâmbul ăsta, normal, cu greutate pe spate,
Normal cu atins. Ia uitați-vă ce frumoasă vedeți. O minunăție. O minunăție, dar și pădure foarte frumoasă, verde. Iarba, cum crește, cum... O minunăție. Acă a venit și domnul Turcea. Foarte mult ne-a ajutat domnul Turcea. Ținem să-i mulțumim din suflet. Și nu uitați, dacă nu v-ați abonat încă la canalul dânsului, puteți să o faceți. Turcea Mihai, pe YouTube. Postează și el videoclipuri foarte interesante, foarte frumoase. Aveți ce învăța de la dânsul. Trebuie să mergem după aceea, Cornele, să dăm mâncare la pui, nu? Da. Și lui Sasha, să dăm apă, să dăm mâncare. Bă, dar dacă trebuia să dau la găleată? Și vorghește. Văi de mine și de mine, dar cred că... No. Vezi cât de mult faci niște utilități să le ai? Niște chestii, niște rezervoare, niște folositoare. Mamă, dar și de-a mașină vin în coașă, ia. Băi, Cornel, cred că aici te vin la căsuță, bă. O luat-o pe arătură, ia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Invadatorii. Doamne. Asta fiecare cu și-l doare. Na. Păi te doare, nu te doare, dar ăștia așa așteaptă că e duminică, că e sâmbătă, că e luni. Nu așteaptă. Păi da. Normal că nu așteaptă. Tot de prima vară nu te joci cu băltăria. Da, asta ziceam acum, că sunt foarte, foarte bucuros că i-am văzut udați. A, păi da. Uite. Am zis eu că vin la căsuță. La căsuță vin. Ia. Să vin aici să udi brază. Ia. La căsuță vin. Mai avem și noi câțiva și terminăm de udat. Și, dar am ajuns în capăt deja, gata. Și vorghești, domnule. O dată pe lună, dacă îi udăm așa, Corneli? O dată pe lună. Da, cât? O dată pe săptămână. O dată pe săptămână, zis? Da. A, eu am crezut că o dată pe lună. Chiar și două pe săptămână. De două ori pe săptămână? Chiar și două. Da, că doar e ușor. Păi da. Pac, dar numai că trebuie să ne luăm o pompă. Trebuie să ne cumpărăm și noi o pompă ca al domnului Turcea. Da. Nu putem să apelăm de fiecare dată la dânsul. Păi da. Da. Ne luăm și noi o pompă ca să știm și noi în rând cu oamenii. Cu pompele. Cu pompele, păi dar nu? Rezervor ne-am cumpărat. Trebuie să ne cumpărăm o pompă de acum. Băi, nu umblați cu prostii. Luați instalații, puneți și tubulatorul pe aici și puneți pompa acolo la animale, generatorul. Voi de mine și de mine. Păi da, găsește da? Cineva să-ți facă vreo pomadă, nu pentru voi, pentru produs. Crediți? Păi da, păi este cineva care cu suflet mare. Eu cum azi, când am spus din asta, băi, merg și eu și vă ajung, nu e problemă. Să sperăm, nu știu, să vedem. Da, îți scumpi cam cât îți scumpi? Da, e un leu și ceva metru de asta, un leu și ceva de unda, și mare s-o cum. Un leu, doi mei și doi mei. Un leu și cu un leu, 2 lei, 2 lei și ori 6, 6 ori 2, 12. Da, ai făcut matematică ca lumea. Atât ai? Da, iasă. E, 1200 de lei. Da. Da, pompa ai pus-o, generatorul ai pus, benzină? Generator avem. Așa. Ne trebuie o pompă. Pompă care e cu hașă de mare, 80 de metri. O pompă de 80 de metri. Cam cât e de scumpă? Aveți idei? Cred că are hașul mare aici așa, cred că mai mult de 50-60 metri. Da. Am eu deșele cu 80, dar să încercăm o dată una, să vedem dacă merge. Da, să cumpărăm noi una, cam cât ar ajunge? E între 8 și 10 milioane. Aha. Și are 2 tone jumate pe oră. Și duci, 250 de diuze, fără și o problemă. He,
vedem. Rămâne de văzut. Dacă nu, ne chinuim așa până îi facem mari. Și asta e adevărat. În păduri nu-i udă decât ploaia. Da, da, acolo nu are cine să-i tragă de limbă, să-i tragă de barbă. Dacă voi vă zice, a, i-a plantat, s-a uscat, nu i-a plantat cum trebuie. Păi, dar și putem să le facem mai mult de atât. A, păi vezi, dar toată lumea înțelege treaba asta? Ia auzi. Am început să urli pe acolo, pe la căsuță. Se întâmplă ceva acolo, nu știu ce. Ei, și presiunii. A, cu are presiunii că e invers. Da, mai am 2 și gata. Cornel, tu cât mai ai? Eu mai am 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ia, fă-o ceva. Treabă bună, domnule. Încă mai rămas apă, tu vezi? Cum spunea până în păduri? Păi acolo e delimitat acolo, mă, păi acolo e delimitat. Păi dar și... Păi trebuia să ieși drumul și de acolo până aici. Mai puneam încă 2? Da, 2, 3. Păi încă 2 mai vine aici. Și mai poți să punem un rând așa, invers. Un rând așa? Da. Păi după aceea te bați copașii de la pădure. Da, nu are treabă copașii pădurii. Deci până în șanțul pădurii aici e a nostru, nu? Da, acolo e înseamnă copacul ăsta care e crescut aici e a nostru. Păi din coașii de șanță. Vedem. Ia uitați-vă ce fac, o luat paletul ăla. Și să trag cu paletul. S-au adunat o grămadă de copchii aici. Și să trag tot cu paletul. Ia. O și acolo. Bă, fraților, cam atât pe astăzi. Mulțumim domnului Turcea că ne-a ajutat cu... Pompa. Cu pompa. Rezervorul. Cu rezervorul. Mașina. Cu mașina. Picioarele. Picioarele. Și toate și ele. Sunt efort duminica. Da. Asta este. Da. Așa că... Asta nu este un păcat. În momentul în care uzi un copac, dai o bucată la cineva, faci o mâncare, eu zic că nu-i păcat. Păcatul să fie pentru cei care comentează și nu au udat în viața lor un copac. Dar eu dacă îl plantez și văd că se usucă peste o săptămână că nu l-am udat, eu mâine poate nu mai am timp. Poi mâine răs, poi mâine. Da, normal. Asta să fie păcatul nostru. Și nu uitați, vă abonați la canalul dânsului. Să fiți iubiți. Mihai Turcea, nu? Da. Mihai Turcea, îl găsiți acolo, are... Ce crezi cu schimba numele la canal? Bă, nu, că eu de fiecare dată zic ori Turcea Mihai, ori Mihai Turcea. Hai, tot una. E tot una, oricum ar scrie, tot vă găsești. Da, mă găsești. Dacă scrie Turcea, imediat. Oricum o să lăs și un link în descriere. Mulțumesc. În primul comentariu. Nu uitați să dați o distribuire pe Facebook, să vadă și prietenii voștri, un comentariu, un like, un dislike, contează foarte mult părerile voastre. V-am pupat pe toată lumea și ne revedem la următorul episod. La revedere. Pa, pa! Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate, orice o să reușim. Și o să mergem mai departe, pentru voi că vă iubim.